Felix. Zi bună dimineața. Bună dimineața. Dar te zic frățiorul tău? Felix. Bună. Ce bun mică? Daniel. Hai vii la mumica. Mă iubești? S-a supărat. Dimineața nu e el. Dimineața nu e el, e foarte supărăcios. Nimic nu-i convine. Se supără pe toată lumea. Se ceartă cu toată lumea. Hai, vii să ne dai câte un pupic? Nu, nici să nu-mi dai pupic atunci. Poți să vin eu să-ți dau? Să vin eu să-ți dau pupic? Nici eu. Bine. Ai auzit, Felix? Nu mergem să dăm pupic. Și tu, noaptea, de ce mănânci așa mult? Zici și mie, de ce mănânci noaptea așa mult? Te faci mare? Te faci mare, 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 mare! Nu arunca cu jucării, că ne supărăm. Vrei să-ți pun o bulină roșie? Zi, vrei să-ți pun bulină roșie? Bebe! I-ai dat jucăria lui Bebe? Dar poți să-i o dai frumos, nu să-i o arunci, că poate îl lovești. Sau poate mă lovești pe mine. Nu? Nu? El căzat așa zice, nu te parcă întreabă. Nu? Nu? Îi dai multe jucării lui Bebe? Dar ajung, gata, nu-i mai da. El nu se joacă cu 15 odată, se joacă cu una. Lui Felix cred că i-am cumpărat două jucării. De fapt, două jucării am cumpărat și una a primit cadou. Atâta, trei jucării. În total toate, nu, patru a primit cadou, că am mai văzut una la Daniela în mână. Deci, nu, două i-am cumpărat eu și două a primit cadou. Deci patru jucării a avut el noi, în total. În rest, toate celelalte de la frățiori. Două, două? Da. Păi da, eu ce am zis? Două. Două, da. Na-na. Ai fost la grădini? Da. Și-a fost bine? E dat cărțicica lui Iosua să ți-o completeze? Nu, dar eu nu știu când merge acasă. Păi când merge la casă o să o ia de acolo, de la locul lui, nu? Acolo i-ai lăsat-o. Aha, sus. Sus, bravo. Și ce poate acolo? Pioșe cu valinie. Valinie și e bună? Da. Da? Să facă mamii filmuleț cu rețeta? Mm-hmm. Să arătăm și la alții cum pregătesc eu brioșele astea bune cu vanilie? Mhm. Da, mama, nu mai avem atunci pe tare. Nu mai avem? Și trebuie să mai facem să avem mai multe? Da. Îți plac tare? 1, 2, 3, 1, s-au terminat. 1, 2, 3, 4 mai sunt. Da, 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 acum mănânci pe asta nu să mai fie 4. Atunci sunt 3. Atunci sunt 3, da, pe asta nici nu mai trebuie să o calculezi, că deja ai mușcat-o. Upsie. Sau vrei să o pui înapoi? Nu. Mănânci? Îți place? Mhm. Dacă mușcăm din ea, nu o dăm la altcineva. Nu, dacă ai mușcat-o, nu mai poți să dai la altcineva. Nu. Eu mănânc așa tot. Vedeți ce reclamă bună îmi face? Bita mea. Mama. Mm-mm. De ce trebuie să... Uite ce faci. Ai făcut, ți-a făcut tati o bărcuță? Mhm. Vrei să zic ce fac cu ea? Ce de faci cu ea? Colorez. Colorezi? Colorează, draga mea. Da. Sus? Mergi sus? Da. Dar o să fii singur. Da. Vrei să fii singur sus? Și ce faci sus? Da. Vrei să te joci? Da. Păi du-te. Pa. Nu poți? Dar cine nu te lasă? Hai, du-te! Mama! Uite al cărabăl! Nu!
ce vrei să iei? Ia-o pe Lili. A, mașinuța aia pe care ți-a luat-o Deni? Da. Asta? I-a luat Deni mașința? Da, că se bolicea cu ea pe masă. A, i-a luat-o, am crezut că i-a cumpărat-o. I-a confiscat-o. I-a confiscat-o că făcea cu mărăstii cu ea. Și mergem sus? Dar du-te tu singur. Du-te tu singur, sus. Te lovești la din? Da. Unde te lovești acolo? Acolo iar ați ai dutati. Unde se lovește băiatul? Te lovești la din acolo singur scările? Da. Trebuie da. Să te iau în brațe? Măi puturosule, măi puturosule. Iubește-mă. Da. Cum mă iubește băiatul? Așa iubește pe mami? Și dai un pupic? Așa mă-ți iau, cala. Hai să mergem cu ei. Ți-ai aranjat mașinuțele? Da. Îmi arăți, te rog, o mașină albastră? Unde are Daniel o mașină albastră? Acolo. Și unde mai are o mașină albastră? Acolo. Să-ți fie de bine, Felix. Și o mașină galbenă, unde are Daniel? Galbenă. Acolo, bravo. Și mașină verde? Acolo. Deci a arătat-o pe asta. Și unde mai are Daniel mașină verde? Și acolo. Și un tractor, unde are? E tot verde sau e galben? E galben? Ce? Verde. Și o mașinuță roșie poți să-mi arăți? Aia, dar întoarce-o ca să se vadă că e roșie. Întoarce așa mașina, uite, pac, e roșie. Și aia e tot, aia e galbenă? Nu, da. Roșie? Da. Bravo. Și unde are Daniel un camion? Camion, care e camionul? Cum are tati? Cum are tati la muncă? Așa? Aproape așa. Ma. Da, e foarte frumos. Ma. E mare? Ma. E galben? Da. Roșu? Vai, ce ai făcut? Vai! Sunteți gata, dragilor? Da. Ți trebuie să-ți prindă mami păruțul din nou. Că te-am îmbrăcat și ți s-a ciufulit puțin și trebuie să-ți prinzi din nou. Este și Felix îmbrăcat, cucuc. Unde este Felix? Felix imediat are nevoie de următoarea mărime la hăinuțe, pentru că sunt așa la mâneci, sunt încă ok. Dar la ce mușchi are aici? La ce mușchi are? Stau cam strâmte hăinuțele. Ce are mușchi aici? Are mușchi. Și aici are niște bulănele. Și aici are niște bulănele. Daniel, ia vină un pic la mami. V-am zis eu acum ceva timp. Bună! Ești gata? Ești pregătit? Și eu sunt pregătit. Și ești foarte pregătită. V-am zis eu acum ceva timp că îi cumpărasem lui Felix o jucărie și nu mai găseam. Ei bine... Era într-un dulap unde m-am uitat, cred că de vreo 5 ori și efectiv nu am observat cutia pentru că era partea aia unde scria, nu știu, producător, ceva, adică era așa un scris mărunt care nu mi-a atras atenția absolut deloc. Dar aici, despre jucăria asta era vorba, am luat așa un avion cu butoane, muzicuțe, cibile și biluțe. Și se pare că îi place destul de mult. Și Melise îi place avionul, a zis că vrea și ea unul mai mare, dacă se poate. Uite, mama, astea de mai jos. Ce-ai făcut? Ai mâncat? Uite, mama! Da, wow! Vrea și Daniel? Tu ai o grămadă de jucării. Mama, eu vreau jucării? Mama! Bebe. Mama! Bebe. Da, mama! Eu vreau așa un avion, nu așa cu șnu. Hai să învârte și atunci poți să faci cutelul cu mama. Oh! Așa vreau una. Așa vrei tu. Bine. Să-ți dau stachie.
verde loc. Când adun multe buline verzi. Deocamdată nu ai decât, câte ai? 4? 3-4, câte ai? Câte buline verzi ai? 5. A cui e jucăria asta? Cu el, Daniel? Mama! Unde sunt biluțele de la ea? Unde? Că aveai niște biluțe la... Dodo! Dodo! Trei biluțe sunt? Deci atâta mă chinui să țin toate jucăriile întregi, să nu se piardă nimic, să se poată juca cu ele. Până acum am cam reușit să le mențin pe toate. Nu știu cum merge. Exersăm statul în funduleț. Stă deja destul de bine, dar dacă se întinde după vreo jucărie, de obicei se dezechilibrează și cade pe o parte. Așa. Poc. Poc. Vrei să fie locomotiva? Hai, Daniel. Hai, Daniel. Nu, hai să ne jucăm doar noi cu trenul. Repede, hai că pleacă trenul! Hai, repede! Daniel, hai că pleacă trenul, mami! Haide! Uite că aici e locul pentru tine pregătit! Te așteaptă! Daniel! Uite ce pești frumos la televizor! Ce frumos. Hai, dacă vii aici, spune tati, dragi cineză! Sau cu maimuțele, pun cu maimuțele? Da, cu maimuțele! Five little monkeys! Nu aia! Nu? Eu știu care! No, hai, repede, repede! Am plecat, am reușit să ne urcăm în mașină. Și Daniel... Ce cauți? Daniel a gradat la scaunel de copii mai mari. A primit scaunelul care a fost al Claudiei, pentru că nu prea mai stătea bine. Teoretic ăla ar fi mers până la 4 ani, așa scria, dar el nu prea mai încăpea în el, nu-i plăcea, nu se simțea bine și a upgradat la un scaunel mai mare. Și scaunelul lui Daniel, probabil în curând, bine așa peste vreo jumătate de an, o să îi revină lui Felix. Și tot așa, rotim de la unul la altul. Melissa, tu ce faci? Mama, l-am găsit un TikTok cu Felix Superstar. Da? Și nu pot să scot, că eu nu pot de el. N-are nimica. Dar ce-a găsit tati, poate de sub acolo, când a făcut curat. La Daniel în scaun, nu? Peste tot. Ursuleți de aia de... Ursuleți, bonibon, pufuleți, biscuiți, de tot ce au mâncat copiii, dar nici n-a trecut chiar așa mult timp, că cred că vreo lună, de zi, o lună jumate, cam așa. Și, deci trebuie, cam la o lună ar trebui să facem curat în mașină. Dacă trece mai mult de o lună, deja e mult. Daniel, Daniel, dar ți-e bine? Stă băiatul aici. Ți-e bine? Stă băiatul în scaunel. Ți-e bine? Stă băiatul, da. Bun. Să lăci voi ni l-ați dat și nici l-ați mai plecat. Bun? Dacă îți duci cam greu piciorul la guriță, că ești cam grăsan. Bun? Cu asta trebuie să te îmbrace, mami. Cu asta trebuie să te îmbrace, mami.
Nu. Nu. Ce bulonaș are. Ce bulonaș are. Ce bulonaș are. Bun? De unde e ceva ce e înăuntru? Da. Și acolo e... O cronă? Da, e de la Burger King. Da, de ce? Da, de aia. Da, da, de ce? Că așa au făcut ei. Ne-am trezit, ne-am îmbrăcat, mergem la biserică. Suzeta lui Felix. De ieri am spus că nu mai plec numai cu o suzetă de acasă. Că i s-a pierdut suzeta. Și am stat și am căutat-o și n-am găsit-o și până la urmă, bine că a fost sâmbătă și a putut să meargă Florin să cumpere altele. Dar nu mai plec o suzetă de acasă. Una o are în guriță, una e la mine. Daniel cu căciulița lui de scafandru. Și mergem. Gata, se încheie acest filmuleț. Nu știu ce se înțelege din el. Vă spun sincer că nici nu mai țin minte așa ce am filmat. Memoria nu prea mă mai ajută la ora asta. Ideea este că acum toți copiii dorm, dar Felix a fost destul de supărat în seara asta. Nu știu, cred că pot să număr pe o mână de câte ori a mai fost el așa supărat de când s-a născut. Pur și simplu nu se simțea bine, ceva îl supăra pentru că era somn și s-a trezit din somn supărat și plângând și nu se liniștea nici în brațe, dar un plâns, parcă mai mult mă răia așa de durere, de ceva, nu știu, și tare, zic chiar eu că sunt dinții, că numai asta, că tot era cu mâna în gură și parcă toate lucrurile le duce la gură mai mult decât până acum. Nu știu ce să zic. Dar l-am legănat, e două ore când îl legăn așa, îl pun pe pernă și îl legăn de nu chiar, îl țin așa cu perna pe la genunchi, are perna și îl țin așa și îl legăn și e a doua oră când l-am legănat așa și a dormit. Că nu vroia nici în brațe, nici plimbat, nici legănat, altfel, deci nu așa s-a liniștit. Na, și acum doarme.
Să vedem dacă se mai repete. Alte simptome așa n-am văzut. Mai tușește puțin, dar asta nu cred că l-ar deranja, că tușește când e treaz, așa în somn nu prea am observat să tușească. Da. Vedem ce o să fie, cum o să fie. Însă cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor. Pa! 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 Ce somn? Ce somnic? Ui! Zi noapte bună. Dacă tot m-ai mângâiat,